Mă îndrept acum către domnul Robert Grecu. Haideți să vedem în ce să investim și în ce să nu investim în această perioadă. Este foarte important să nu punem banii în depozite bancare sau în titluri de stat. De pildă, la valută, dobânzile sunt 0% sau 0,25%. Toate băncile oferă dobânzi real negative la toate depozitele, atât în lei, cât și în valută. Nici măcar titlurile de stat nu sunt o investiție sigură, deoarece nu au randamente care să acopere rata inflației. O protecție în fața inflației poate veni din zona companiilor listate la bursă, mai ales pentru cei care au venituri mai mari și care pot face o alocare mai agresivă a banilor. Companiile care ar trebui să fie pe radarul celor interesați de investiții la bursă ar trebui să fie cele care au domenii de monopol, pentru că acelea sunt companiile care pot mări prețurile pentru servicii și care își pot păstra în același timp și marja de profit. De exemplu, Tesla în rândul mașinilor electrice, compania celebrului antreprenor și investor Elon Musk, care este și cel mai bogat om din lume, sau Facebook, așa zisul Meta, care este lider în rândul rețelelor sociale, companii precum Microsoft, care au crescut în care au avut o perioadă de creștere mai puternică pe piața bursieră, înregistrând creșteri de 260% sau chiar Berkshire Hathaway, care este compania de investiții a legendarului investitor Warren Buffett, specializată în investiții de capitaluri proprii. Acum, banii la saltea și în bănci în punctul acesta nu sunt cea mai bună și sănătoasă soluție din punct de vedere financiar. Până românii nu înțeleg într-un mod conștient asta, o să fie foarte dificil să ajungă la prosperitate. De asemenea, putem căuta să investim direct în materii prime pe bursă și nu în acțiuni neapărat. De pildă, putem cumpăra materii prime agricole, țiței sau gaze naturale. Bun, dar nu toți românii pot să facă asta pentru că Robert Grecu n-au și unde să le stocheze, nu-i așa? Așa este. Și atunci, acum, hai să vedem concret unde să mergem să investim. Noi, cei de rând, oamenii simpli. Pentru cei mai curajoși, o să fie, poate să sună clișeu ce spun, dar pentru cei mai curajoși, acum în prag de recesiune, criptovalutele pot să aducă un randament extraordinar. Chiar dacă Bitcoin nu pare să fie în cea mai bună situație, randamentul lui din ultimii 10 ani este unul de neegalat. Ciclurile din piață sunt absolut normale și oamenii trebuie să înțeleagă că recesiunea aduce foarte multe oportunități din punct de vedere financiar. Am putea să ne orientăm în zona aceasta. Acum, e important să vedem și soluțiile în prag de recesiune, nu doar obstacolele, pentru că oamenii sunt focusați foarte mult pe obstacole și dacă ne focusăm pe obstacole, creierul nostru o să fie axat doar pe obstacole și nu o să poată vedea soluțiile. Robert Grecu, piața imobiliară este o soluție? Da, piața imobiliară cu siguranță este o soluție, nu doar piața imobiliară, ci și aurul poate să fie o soluție mai mult decât relevantă pentru cei care au un apetit mai scăzut la risc. Investitorii imobiliari beneficiază de pildă de obicei de o acoperire naturală împotriva inflației, deoarece contractele de închiriere se resetează periodic la un nivel mai ridicat. De exemplu, în România piața imobiliară este în plină efervescență, iar dezvoltatorii imobiliari se așteaptă la un an 2022 foarte bun, chiar dacă creditele ar putea fi puțin mai scumpe.